Pentru zodia Leu, luna în Leu scoate în valoare voința, exprimarea emoțiilor prin creativitate, relațiile cu copii, luna formează o poziție cu Saturn și vă afectează sănătatea. Tendința de retragere, singurătatea pot apărea și ele, de asemenea poate să apară în relații tendința de posesivitate. În ziua de 13 iulie, luna formează o poziție cu Jupiter și este susținută tendința de a consuma lăcomia, nepăsarea, indiferența. În cămin, cheltuielile pot apărea mai mari și pot apărea și pierderi. Venus în Leu conferă relațiilor un plus de dramatism, pot apărea emoții puternice, relațiile afective sunt ilustrate creativ. În perioada 13-14 iulie, Venus se află în conjuncție cu Marte în Leu și vă susține în voluptate, senzualitate, creativitate, exprimarea dragostei. Din 14 iulie, soarele din casa karmei, a izolării, a sănătății și a acțiunilor caritabile, formează trigon cu Neptun, în mers aparent retrograd, pe casa transformărilor, a utilizării banilor celuilalt și a schimbărilor. Susține imaginația, susține intuiția, susține înclinarea către creativitate artistică. Apare receptivitate la valori sociale, sensibilitate la zona socială. În familie, relațiile sunt idealizate. Pot apărea evoluții în plan spiritual, artistic, comun. Din 16 iulie, soarele poate să apară în opoziție cu Pluton, în casa locului de muncă și a sănătății, și susține conflictele dintre conștiință și impulsuri, favorizate fiind obsesia, angoasa, sentimentele de culpabilizare. Relațiile de familie pot fi marcate de ușoare conflicte, dogmatism, poate chiar unele acțiuni fizice violente, în unele cazuri. Din 18 iulie, Lilith se află în casa relațiilor cu prietenii, protectorii, asociații profesionale și susține acest aspect independența, toleranța, originalitatea, preocupările ezoterice, chiar cele excentrice. Nu vă simțiți poate în largul vostru, în relații interumane, puteți să căpătați o ușoară distanță și este posibil să nu simțiți utilitatea voastră în ceea ce fac alții. Reforme, inovații, chestiuni care țin de generozitate, de deschiderea către ceilalți, s-ar putea să fiți nemulțumiți. Sfatul este să vă păstrați diplomația chiar și atunci când aveți ceva de criticat și puteți să treceți mai ușor peste aceste probleme.